Porumbul este nelegat, polenizat foarte puțin, pierdere totală. Județul Neamț. Este realitatea din teren, iar estimările pe care Agricalam le-a făcut ne arată pierderi totale la cultura mare de aproape 3 miliarde de euro. Bani pe care îi pierd fermierii, PIB-ul țării și tot ecosistemul de agribusiness din România. De departe, cultura porumbului va registra cele mai mari suprafețe calamitate. Un total de 6 milioane de tone, la un preț mediu de 180 de euro pe tonă, rezultă o cifră de 1 miliard 80 de milioane de euro. Bani care nu se mai regăsesc în circuitul agricol anul acesta. Seceta prelungită, an după an, își arată acum colții. O vedem și din harta ANM în ceea ce privește umiditatea din sol la cultura porumbului. Zonele de secetă extremă sunt zone calamitate la cultura aceasta și ar trebui să se încadreze la plata despăgubirilor. La grâu, estimările Agricalam sunt că pierderea de anul acesta se ridică la 1 milion de tone. La un preț mediu de 220 de euro pe tonă, ajungem la o cifră incredibilă de 220 de milioane de euro pierderi la cultura grâului. Continuăm cu rapița. Pierderile aici sunt potrivit estimărilor de 400.000 de tone, începând cu seceta pedologică din toamnă, întoarcerea hectarelor nelăsărite pe fondul acesta și așa am ajuns ca în vară să rezulte o producție diminuată din cauza maturării forțate sub presiunea temperaturilor agresive. La un preț mediu de 450 de euro pe tonă, rezultă pierderi la rapiță de 180 de milioane de euro anul acesta. Pierderi majore și la floarea soarelui. Estimările Agricalam sunt de 800.000 de tone și am luat ca parametru de referință un preț mediu de 404 euro pe tonă. Rezultă astfel un deficit din cauza culturii de floarea soarelui calamitate de 323 de milioane de euro. Cifrele acestea însumate ne arată care este amploarea dezastrului din agricultura românească. Totalul pierderilor estimate pe cele patru culturi din cauza secetei se ridică la 1,8 miliarde de euro. La acesta se adaugă și restul de investiții în culturi care înseamnă semințe, tratamente, salarii, motorine, etc., care însumează alt miliard de euro. Cifra totală și cu investiție la hectar ne duc la o cifră finală estimată de 2,8 miliarde de euro. Concluzia. 2024 este anul în care, dacă nu se iau decizii pentru salvarea agriculturii deja îngenunchiate, România va deveni din exportator, importator net și asta la categoriile de marfă la care excelam pe piețele externe.